Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la o radiografiere a cotidianului pe care vrem să o realizăm cât mai diversificat. Și dacă până acum au fost invitați și oameni politici, și societatea civilă, și doctoranți din New York, așa ne-am gândit să radiografiem un fost coleg. A fost coleg al televiziunii Etalon, care avea emisiune, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, Impact Direct, Testul de Normalitate. Momentan este președintele de azi, nu? Asociația Ziariștilor de Investigații. Gheorghe Jeanu este numele domniei sale. Ne bucurăm că a reușit să-și rupă în timp și să participe alături de mine la o radiografiere a cotidianului. În primul rând, vă mulțumesc, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Acest studio creează amintiri extraordinar de frumoase de peste 20 de ani. Da, cu asta vreau să... Am lucrat aici și cu un colectiv extraordinar. Încă mai este domnul Petru Constantinescu, cel mai vechi cameraman din televiziunea Etalon. Am dus o viață foarte frumoasă și vreau să vă mărturisesc următorul lucru. Și după 15-20 de ani, oamenii mă opresc pe stradă și ne întreabă că acea emisiune Impact Direct a prins foarte bine. De ce? Pentru că realiza emisiuni cu un risc public extraordinar de mare, cu un volum de muncă foarte, foarte mare pentru a realiza și să devii credibil, mai ales că lucrăm cu materialul clientului. Și aici pot să dau câteva exemple de primar din județul Vâlcea, chiar din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Nu am ales subiecte și nu am mers pe un interes personal. Acolo unde s-a greșit, am arătat exact cu subiect și predicat ce se întâmplă. Testul de normalitate, a doua emisiune, a fost o emisiune socială, în care prindea problemele persoanelor cu dizabilități, probleme sociale. Încercam să ajutăm oamenii care au probleme și mă refer aici la persoanele simple, omul de la țară, care nu prea e băgat în seamă. Îi aduceam în studio. Odată am adus foarte mulți oameni simpli în studio, în care am arătat situația. Au prins foarte bine. Viața ne-a dus spre tot de presă legat. Am creat o asociație, un ONG, Asociația Ziariștilor de Investigații. E un brand personal, datorită muncii de 20 de ani și aici nu trebuie să scam din vedere și cu asta închei faptul că eu am fost descoperit de Iulian Margu, managerul acestei televiziuni, care i-a plăcut modul în care pun problema și m-a chemat și a spus de ce nu să faceți emisiune în direct. Și a prins foarte bine și încă o dată, după 20 ceva de ani, vreau să-i mulțumesc personal și în direct pentru faptul că a avut încredere în ceea ce trudesc. Iulian Margu mai este un exemplu pentru patronii de televiziuni. A creat o libertate a realizatorului de emisiune în care n-a cenzurat și a dat responsabilitatea totală celui care realizează emisiunea respectivă. E un lucru mare. Aici nu știu dacă găsim... A simțit și eu această libertate de a... Da, ești responsabil. Bine, eu am prea multă responsabilitate. Eu m-am bucurat de toată libertatea, dar n-am creat probleme pentru că am lucrat pe documente. Ceea ce fac și astăzi în presa scrisă, online. Asta mă ocup. Bun, cam asta este. Nu vreau ca să aduc la o deprămare, prezența mea este cu totul... Aveți de lucru la asociație, aveți investigații, sunt... Să știți că suntem căutați de oameni. Vreau să fac o declarație publică, nici nu e obligatoriu să fiu crezut. Lucrez cu un grup restrâns de oameni, pe banii noștri. Nu luăm un leu contract de la vreo firmă sau... oameni politici. N-aveți contracte cu primării? Nu am cu absolut nimeni. Nu, acum e forfot asta, nu, să vedeți, nu. Toți vor să apară tot ce scriem, tocmai din acest motiv nu pot să ne atace. Pentru că nu luăm bani. Nu luăm bani nici de la persoane publice, nici de la politicieni, nici de la partide, nici de la instituții. Finanțarea de unde vine? Finanțarea este personală. Deci cu tot ce facem cu banii noștri. Și se poate verifica acest lucru, cine dorește poate. Tocmai de aceasta avem și libertatea de a stabili subiecte în care stabilim noi ce să scriem, nu primim comenzi. Din experiența mea mică, am văzut că în momentul în care oamenii apreciază efortul, vin și ajută benevol. Deci aici
tot când da, am fost la început. Mă duzesc că nu am primit asemenea ajutor, da, dar avem solicitări. Laudă și mulțumiri. Da, avem solicitări permanente, au încredere, ne aduc, într-adevăr că peste 70% lucrăm prin protecția celor care ne aduce materialele, dacă nu dorește să fie numele dat, normal că respectăm acest lucru și ne asumăm prin documentele pe care le primim. Acum, în precampania asta, în perioada când apar mai multe solicitări... Aș vrea să menționez următorul lucru, pentru că avem subiecte foarte dure și directe asupra unor primari, asupra unor politicieni, în care nu am probleme cu să fac campanie electorală cuiva, dar arătăm niște fapte care, de fapt, s-au uitat. Nu dorim ca opinia publică să rămână numai cu probleme de laudă, de pus pe soclu a unei persoane, fără să arătăm și partea negativă. Aici sunt de acord cu dumneavoastră că orice persoană, orice om care este pus acolo, are și părți bune rele. Sigur că da. Totdeauna opinia celor care sunt în opoziție arată numai părțile negative. Noi ne-am axat, ne-am focusat pe problemele negative, care nu prea se arată. Din păcate, și o spun cu toată responsabilitatea, aveam pretenția ca presa să rămână cu adevărat câinele de fază al societății românești. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Din păcate, o spun, poate sunt prea elegant când spun că un 80% nu mai aparține cetățeanului această presă. Din păcate. Ar trebui să reîntoarcă, să facă cu adevărat. Și văd foarte mulți ziariști tineri care cu ușurință se vând pentru un punct de gologan, ceea ce nu este corect. Nu este corect pentru opinia publică. Este o vorbă. Toți suntem de vânzare, diferă prețul. E adevărat. Sau alții nu avem preț. Da, alții sunt neprețuiți. Da. Bun. Vă ascult. În această perioadă, cam care credem dumneavoastră că, ca și cu atâta experiență în investigații, o chestie care ar merita să o știe vâlcenii? De fapt... Referitor la... Noi discutăm deocamdată de municipiul Râmnicu-Vâlcea, exact. Unde a început deja campania electorală. Am o nemulțumire. Eu reprezint și societatea civilă, trebuie să spun acest lucru, perind orașul de la un cap la altul și nu mi se pare corect ca în stațiile de autobuz. În marile tablouri să apară o persoană, două, iar partidele mici și reprezentanții lui să nu prea îi vedem în oraș. Ceea ce mi se pare că s-a pus cumva talpa puterii și pe aceste moduri de afișare. Nu, dar nu este modul acesta de afișare. Am văzut și aici, în giratoriu, clonează un singur candidat. Da, ceea ce nu este corect. Din punctul meu de vedere... Eu zic că dacă tot ar fi mai multe, s-ar să se pună mai multe, dacă nu? Exact, dacă nu, să nu pui. Adică tot vorbim de egalitate. Că vedeți, dumneavoastră, aici există chestia asta și mă întrebam, n-am mai studiat legea electorală. Așa. Nu, acum au voie până începe campania electorală să declară începe, poate să pună oriunde și oricum, bineînțeles, dacă se dorește pe balcone, cu autorizare de la administrația locală. Nu poți să asta, pui... Asta știu că înainte era, nu mai era voie cu bannere, nu mai era voie cu... Dar în campania electorală știm că avem acele panouri cu fotografie stas pe care fiecare candidat o să o pună acolo. Acum li se permite, dar dacă sunt primar sau președinte al Consiliului Județean, nu pot să acaparez totul în defavoarea celor lanți. Trăim într-o democrație, dar nu o democrație dictatorială. Știți că a fost o lansare de curând a domnului Gutău, și a depus candidatura, pardon, și a spus că este o înțelegere ca între doi bărbați, de câte mi-aduc eu aminte, ca între doi bărbați, între Costi Rădulescu și... Acești doi bărbați aparțin societății Pe asta mi s-a părut și mie Vâlcea. Puțin. Adică Vâlcea este a noastră. Doi bărbați înseamnă o feudă. Sunt în afara cetății. Acești doi domni, iertați-mă, sunt în afara cetății. Nu înțeleg că puterea acumulată prin votul electoratului îți dă posibilitatea să încalci legea. Dar un abuz de funcție. Dar a încălca legea este o chestie așa, mai se întâmplă la cei care cred acolo, care... Sunt puși de cetățeni, cred că sunt puși să fie satrapi sau Dumnezeii pe pământ. Nu, ei sunt angajați de cetățeni. Așa. Dar de unde această siguranță? Deci la nivel municipiu am văzut, am avut posibilitatea să arăt cu domnul primar să stau de vorbă așa. Și omul era foarte sigur, foarte legat. Eu zic că când depui candidatură și ești votat, ai o scepticină de asta, băi, dar e omul siguranța asta revine de la instituțiile abilitate de a face ordine, da? Care întorc spatele, din păcate.
și am suficiente exemple pe care de nou timpul nu ne permite, poate într-o altă emisiune, voi veni concret pe fiecare subiect în parte vis-a-vis de acest lucru. Faptul că instituțiile, știți că încep să regret că am stat 2 ani și ceva în stradă și am organizat la Râmnicu Vâlcea împreună cu alți oameni de bună credință, în care le mulțumesc și astăzi, în stradă, să apărăm democrația, să apărăm instituțiile statului cum e DNA-ul, DGA-ul, DICOT-ul și așa mai departe. Regret că am stat în stradă. Pentru că îmi dau seama acum că aceste instituții, din păcate, nu prea își mai fac treaba. Că le-a luat acest PSD-ul majoritar în Parlament o parte din instrumentele juridice de a lucra, mai au încă suficiente. Dar a intervenit altceva. Și trebuie lumea să cunoască acest lucru. De ce nu-și fac treaba și se feresc? Faptul că li s-au dat salarii fără număr. Da? Din păcate, ei primesc retribuții enorm de mari și stau la cutie, dacă fac un lucru, îl fac, dacă nu, dau nupuri și așa mai departe. Avem exemplu chiar concret al uzurpării calității domnului Gutău. De 4 ani de zile, acest dosar este plimbat între instanța de judecată și parchet sau degea, între procurori și instanța de judecată. Nici până astăzi nu s-a dat o soluție. S-a reîntors de la Brezoi anul trecut, dar nu s-a făcut mai departe. Tocmai din acest punct de vedere, eu ca și reprezentant și al societății civile, sunt foarte mâgnit și dezamăgit și colegii mei că lucrurile stagnează. Ori cetățeanul ce așteaptă? Ca acea lege să fie deasupra tuturor, nu unii s-o calce cu bocancii mizerabili în picioare. Da, este cunoscut faptul că legea este o barieră pe sub care trec căței, da, peste care sar lei, la care se opresc noi ceilalți. Ați vorbit de campanie electorală și nu vreau să nominalizez emisiunea în care l-am văzut pe domnul primar Gutău, în care spunea niște lucruri, iar eu vreau să le și amendez, dacă mi se permite, la dumneavoastră în emisiune, cu eleganță, cu dovezi. Așa este frumos. Deci fără, aici fără acuzații vorba de nefondate sau fără dovezi? Sigur că da. Avem aici deci, documente și numai de asta am și venit cu ele. La un moment dat ne întrebăm de ce în ultimii 4 ani, domnul Chirescu, ne-au plecat din municipiul Râmnicu Vâlcea peste 43.000 de suflete confrați de-ai noștri datorită cărui fapt. Eu știu partea de nord a județului. Să nu-mi spuneți răspunsul care l-a dat domnul primar Gutău într-o emisiune. Cine nu-i convine poate să părăsească orașul la mai bine. Pentru că asta este motivul. Asta este o irresponsabilitate, sincer. Adică noi ne luptăm să... De ce? Am mai de zis ce cineva, cine nu-i convine să plece. Știți? Exact. Da? Domnul Traian Băsescu. Dacă nu, dar și domnul primar Gutău a spus într-o emisiune în direct. Ceea ce mi se pare o absurditate și un mod de imoralitate administrativă. Când tu ai posibilitatea și ai obligația să creezi firmelor puternice, mai puțin puternice, nu celor de casă, locuri ca să-și creeze activitățile, da, să le aduc aici. Dar eu am văzut aici când au pus pavelele, când au modernizat aici, da? Știți că s-au modernizat aici și erau cetățeni, mi-am dat seama după fățișări, care nu erau români. La o firmă și eu chiar am comentat la o postare. Da, pentru că aducem vietnamezi, aducem somalezi, pentru că noi nu mai avem forță de muncă. Oamenii au plecat din lipsă. Puțin, dacă îi convine lui tu mai din Vietnam să vină aici să muncească, da, pentru înseamnă că noi plătim bine. Nu, el, păi, comparativ cu țara lui, plătim bine. Comparativ. Asta este să scoatem în evidență, nu altceva. Și domnia sa spunea în emisiunea respectivă, acum proaspătă, în urmă cu 24 de ore, spunea următorul lucru, că nicio firmă... Unde? Care emisiune? Ca să știe lumea, să vadă dacă e adevărat. Deci este vorba de... ieri a fost în emisiune la dumneavoastră. Eu n-am avut emisiune ieri. Nu, la dumneavoastră în emisiune. La Etalon, da. Și domnia sa încă o dată a încercat să ne mintă vis-a-vis de firma Pirelli. Da, este cunoscut un scandal cu firma Pirelli. Eu am fost la Slatina și am văzut firma asta, la Slatina, avem și noi vâlceni acolo, râmniceni, care lucrează, sunt peste 12.000 de angajați. Am aici un document, de la momentul de atunci, sursa este Curierul de Râmnic, al domnului Silviu Popescu, în care... Arătați la cameră. Aș vrea să se vadă la cameră și este un lucru real ceea ce vă arăt aici. În care domnul primar Gutău
La acel moment a spus în felul următor: a venit firma Pirelli la mine, dar de unde să le dau pământ să facă investiție? Arta și finalul este oficial. Și aici, arta, da, sau? Sigur că da. Deci, ca să înțeleagă opinia publică, că domnul primar Gutău, uitați aici, sursa este curierul de, și se poate verifica, există pe site-ul și pe adresa de e-mail a societății respective a domnului Silviu Popescu. Da. Aici vorbesc atunci când a venit firma Pirelli. Da? Bun. Am înțeles. Acum vine domnul Gutău, în afară de faptul că spune lucrul ăsta, că are teren și poate să pună la dispoziția firmelor puternice. De ce acum? În campanie electorală, când mai avem o lună și poate ceva... Poate de la căldură, știi, să mai dilată pământul. Să... Da, și creăm locuri de muncă. Nu, dar e posibil da. să fie acum... eliberat un loc, nu? Sau să fie... Doamne, îi doresc succes. Pe de altă parte, aș vrea deci să mai scot în evidență ce a mai spus domnul primar Gutău ieri. A spus următorul lucru. Că contra candidații, dar într-un mod, iertați-mi modul de a mă exprima, flegmatic chiar, am urmărit cu foarte mare atenție când discuta în cadrul emisiunii de ieri. De unde contracandidații mei dau 30.000 de lei salariu? Este foarte simplu. Dacă se vor aduce societăți puternice care doresc să vină în județul Vâlcea și Râmnicu Vâlcea, normal că vor fi salarii bune. Dar eu întreb altfel. Domnule primar Gutău, dar dumneavoastră, cum v-ați permis să aduceți pe Gheorghe Gogârnoiu, fostul director al ANAF, ca city manager cu 200 de milioane vechi salariu plus alte facilități. De acolo, de unde ați avut bani? De unde ați avut bani să aduceți domnului Pendiuc? Să-l aduceți, să-l faceți un om care este infractor pe românește. Ați adus... Păi, iertați-mă. De ce este infractor? Ce argumente aveți? Păi două condamnări are domnul Pendiuc. Nu vă supărați. Sigur că da. Deci discutăm de un infractor pe care a fost adus angajat ca city manager, după ce a transferat la Piețe Prest. În momentul când a venit condamnarea la a doua... Dar ce înseamnă city manager? Că city manager este mâna dreaptă a primarului, care se ocupă cu diverse. Ba, aduce oameni care au terenuri și o să revin și la chestia asta, pentru că am aici exemplele în față. Ba, rezolvă unele probleme. La domnul Gogârnoiu până acum nu prea am văzut activitate, că mă interesez. Să văd și eu banul meu, ăla care îl plătesc din taxe și impozite, că tot se interesează domnul primar dacă mi le plătesc la timp, că scriem despre dânsul și vom continua să scriem. Asta este menirea ziaristului, să scormonească. Bun, dar acum sincer, aveți și o ochi pentru părțile bune ale domnului primar Gutău? Adică, chiar mai rău a făcut, eu cred că a făcut și părți bune, a sincer. A făcut bine, dar în primul rând să le recunoască pe rele pe care nu recunoaște niciuna. E, asta e de la mic copil, când am mințit, n-am făcut eu, deci asta nu e o chestie de... Mergem mai departe. Avem aici, lângă dumneavoastră, apropo de respectarea legii. Deci lucrurile bune, a făcut un parc frumos aici, dar n-a respectat asta legea. Este vorba de parcul de aici, păi, de 700... Nu mai aici, aici am... Stați că revenim și acolo. Aici a făcut un parc, da? 750 de metri pătrați. Spatele bisericii Ostroveni, nu? Aici avem, uitați, ăsta este cazul, catedrala, să nu considerați că vorbesc ca iure. Am toate documentele, am de calculație, toți banii care s-au cheltuit, aici se văd. Bun. Ce se întâmplă când discutăm despre parcul acesta? Foarte bine, îl felicit. A făcut un lucru bun pentru cartierul Ostroveni. Știu că este fieful de campanie și de vot. Foarte bine, dar respectă toată legea. Cu mie încerc să respect și acum haideți să vă spun despre ce este vorba. Și vă scot și documentele. Acest parc s-a făcut cu ani de zile în urmă, s-au cheltuit bani. Aceștia sunt proprietarii. Sinteza lucrării, destinatar, hotărârea prin care se aplică executarea acestor lucrări, se hotărăște Consiliul Local, nu se verifică cum trebuie, iar cei 5 proprietari de drept care încă nu au taxa de succesiune realizată după proprietarul de drept care a decedat, nu au înstrăinat terenul. Înțelegeți ce spun? Da. Iar acest parc stă pe un domeniu privat 100%, nu este trecut în domeniul public al orașului.
Parcul de joacă, parcul de joacă, 750 de metri. Oamenii, cetățenii zic catedrală nostru, nu e catedrală, nu e biserică. Nu este catedrală, este biserică. Da. E prea pretențios cuvântul. Dar aici avem, domnul Chirescu, avem toate documentele, dacă vreți vi le și las. Valoare, 331.472 plus TVA, lucrări, investiții. Deci toate sunt aici, realizate. Într-o emisiune viitoare o să le scanăm, să-l putem sigur, pune pe post, că așa camera e mai greu să... Exact, realizate, fără să avem în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea acest parc. Nici astăzi. Păi, am înțeles că acum a vândut un teren din domeniul public către ce știți despre bun, mergem mai departe. Tot au avortat și aș numai. Vrea să finalizez de ziua imnului. A fost întrebat domnul primar Gutău de ce nu se mai dă cu biocid în municipiu. Poate că e o chestie bună, dacă mă întrebați pe mine. Pe mine, dacă mă întrebați, spun că nu. Fiecare are să vă spun de ce. Pentru că, să vă spun, nu, ca și medic, nu pot să nu țin... E bine că așa, dar biocidele astea, da? Vapori pe căldură, asta o nebuneală. În schimb, virusul este cunoscut că la nivelul asfaltului, da, nu poate să reziste mai mult de 2 ore. Domnul Tătăs. Pentru că știți că ați făcut febră, nu? Când sigur. Sunteți, domnul Chirescu. Da? Deci cu organismul se sterilizează la 38 problemă. De grade. Ca de... În timpul pandemiei era interzis să faci praf, să faci lucrări în oraș, să ridici praful. Da, da să, am da? Văzut că s-au făcut... Da, bun. Vine cineva, iertați-mă, scui pe jos. Praful ăla se îndepărtează și poate are COVID-ul ăsta nenorocit care a nenorocit. Da, și este ajutat să fie da? Să disemineze. Domnul primar n-a înțeles. Dar și vântul și investește în continuare în aceste lucrări. Uitați-vă și pe bulevardul celălalt aici spre barieră. Spart asfalt, spart. Da, nimeni da, nu spune că nu e necesar, da, dar nu acum. Eu înțeleg că toate erau băcuți acolo parcă. Da. Toate lucrurile acestea se fac pe repede înainte. Pe, știți, acum au venit doamne de la... Și am confundat Partidul Verde cu PER. Ah, am înțeles. Și le-am învățat pe doamne în verde și le-am întrebat, zic, ce bine că da. V-ați îmbrăcat în verde, sunteți de la Partidul Verde. Nu, suntem de la am PER. Am aici. Și acum este să discutăm de stadion. Pentru că domnul primar și ieri a discutat că trebuie neapărat demolat stadionul 1 mai, cum îl știm noi. Orice construcție nouă să începe cu o demolare. Numai o secundă. Discutăm de entități istorice ale acestui oraș. Să nu uităm că în urmă cu 10 ani am băgat miliarde în acest stadion. Da, știu că s-a modernizat. Să nu uităm și l-am întrebat și îl mai întreb o dată. Domnule primar, vă aduceți aminte barajul când trebuia să intrăm în divizia? Nu cumva dumneavoastră la acea dată nu prea v-ați dorit să avem echipă? Iată că noi nu mai avem echipă acum, dar vreți stadion. Și avem aici ziarul azi, unde pe documente, numai o secundă, că imediat vă arăt, ca să nu se creadă că vorbim povești, și vrem să stabilim de ce se dorește demolarea stadionului, chipurile mare îndrăgosteală de bieții copii, că n-au unde să joace, dar când ne-a adus în oraș de la bulgar cu finul dânsului aparatele de joacă pentru copii la suprapreț vândute prin firma, n-a mai fost nimic și am fost înțepați prin păi buget. Ce dovezi aveți în acest sens? Păi dar este condamnarea a doua a domnului Gutău de 3,6 care s-a compensat cu prima pentru aparatura adusă din Bulgaria. Toată lumea cunoaște acest lucru. Nu este nimic nou. Este proces? Vă rog? Nu este condamnat, nu s-a hotărât. Nu s-a condamnat, a fost condamnat. Cum să nu? 100.000 de euro. Eu vorbesc cu 4-5 ani în urmă. Tot primar fiind. Da? Ori demolarea stadionului ce înseamnă? Noi am scris atunci, îmi pare rău că timpul este scurt și se găsesc exact la articolul respectiv, în care am atras atenția că tranzacția asta nu trebuie făcută din următorul considerent. Da, uitați aici. Asta este articolul, vă spun și de când, 15-21 iunie 2017. Ia, țineți mai bine. Îl țin așa, să-l vedeți. La cameră. Bun. Apropo de ce spunea ieri în emisiune, vis-a-vis de acest stadion, că vrea demolarea și construirea altui stadion. E suficient? Da. Mulțumesc.
Bun. De ce se dorește acest lucru? Ca să... Păi cine dorește? Păi dorește domnul primar, păi da, să domnul reconstruiască... Domnul primar nu ține contra cetățenii. Eu cred că cetățenii... Păi nu, asta... nu. Cetățenii trebuiau întrebați. Să nu uităm la ora actuală, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, nu are o echipă Panion, corect? Pentru ce face stadionul? Stadionul pentru ce îl facem? Intrăm în publicitate cumva? Nu. Mi se face semn că se poate... legătura telefonică, nu? Despre asta? Bun, a venit Ionuț în, și vrea să pună... Nu te aud, trebuie să am urechelniță ca să naștiu. Bun. Că vă face telefon în direct. Dar și acum să vă spun, demolarea nu este cazul, să demolăm, să demolăm acest stadion. Vrea să facă la Olchim. La Olchim există interesul, la Olchim există interesul din următorul considerent. Terenul de acolo, 75%, aparține fostului arbitru Ion Crăciunescu. În urmă cu, în 2017, această tranzacție era cât pe aici se întâmple. Noi și alți ziariști am scris și am stopat vânzarea la 6,5 milioane euro a acestui teren. Nu s-a reușit. De ce se dorește la Olchim? Foarte simplu. Să nu uităm că peste râu, îmi asum ceea ce spun, peste râu Olănești, paralel cu stadionul care se dorește să facă stadionul municipal în locul stadionului numai, există firma familiei Gutău, da? Nu-i dau numele, că să nu se considere că facem publicitate. Dacă doriți, negativ. Îi dau numele. Dacă sau doriți, pot să-i dau numele. Nu, bun. Haideți să nu facem... Deci este o realitate, pentru că tot se discută... Eu aș vrea, dacă regia mi-arată camera pe mine, da, ca să... Este ai numărul de telefon afișat, vă rog regia să afișeze numărul de telefon. Dacă cineva vrea să intre în direct, să discute direct cu domnul Jianu, ca să nu pară o chestie... Eu am reamintit aceste lucruri. Da. De ce? Pentru că sunt alte priorități ale orașului. Avem nevoie de altceva. Nu avem nevoie de acest lucru. Da. Și vă mai spun un lucru, și asta este legat personal de mine cu domnul primar Gutău. Am făcut un set de întrebări prin ziarul Azi online la toți candidații. Vă rog să puneți camera pe domnul Jianu, regia. La toți candidații care participă la alegerile locale din 27 septembrie. Am înțeles. Inclusiv pentru domnul primar Gutău. Referitor, da. Referitor la avere, referitor la unele abuzuri. Da. Pe data de 7 iulie, eu am un handicap de la naștere, în care am gradul 2 accentuat. Mi-a ridicat indicatorul, a dat ordin la ADP-ul și mi-au tăiat indicatorul de handicap de la domiciliu, luat în urmă cu 10 ani în baza unui dosar. Pe legea 448, aliniatul 5, articolul 65, unde spune foarte clar. Asta este un act de răzbunare. Ori domnul primar Gutău se coboară foarte mult. Coboară foarte mult stacheta. Ori un primar care se respectă și spune că e primarul tuturor, păi da, domnule, are voie. Ce dovadă aveți noastră că domnul primar a venit să facă... Nu vă supărați, eu am și plângere penală cu dosar deschis, m-au trimis parchetul pentru abuz în serviciu. Mi s-a recunoscut de atât de Olteanu de la ADP, șeful de serviciu care a primit ordin, și atenție, nu dă ordin scris, dă verbal, ca răspunzător să fie Floare, directorul de la ADP, și Colteanu, șeful serviciului. Asta face domnul. Și acum să revenim la ce înseamnă să fii primar și să-ți permiți să-ți emiți un proiect de hotărâre pentru familia ta, da? Pentru un teren în care interesul pentru cele două notariate, după Ana Ipătescu, perindă de vreo 6-7 ani să pună mâna pe acel teren. Este un teren public. S-a făcut un abuz. A fost votat de... Atenție! Acolo a votat 16 consilieri locali, ALDE, PER, PSD. Cunoaștem că ăștia permanent votează pentru cineva și nu merită să mai fie aleși. O spune Jianu, ca cetățean al acestui oraș. Nu este primul derapaj acestui consilier local. Iată că dovada schimbării prefectului
anunțarea de către prefect că va ataca în contencios, domnul primar Gutău a renunțat la acest teren. Oare de ce? Nu cumva este un conflict de interese și abuz de funcție? Întrebăm și noi, așa ca proștii. Asta cineva drept întrebăm. Putea să ne spună dacă este un conflict de interese sau... Da, există un conflict de interese în momentul când tu ceri pentru soția ta și în calitatea de primar. N-ai lăsat măcar viceprimarul, care ți-e foarte aproape, să fac. Am văzut și eu iar un proiectul. Reportaj care, de la pe un TV sau ceva, a arătat cum cei doi moderatori râdeau pe această temă și unul chiar zicea, da, putea să-i facă cadou, nu, dacă tot. Și atunci era... Exact. Da, bani, adică, nu? Sunt lucruri pe care ce noi am arătat de ani de zile și sunt conștient că domnului primar Gutău nu-i convin aceste lucruri. Are nevoie de oameni să-l laude. Mai suntem și critici și poate pe bună dreptate. Iată că, dumai departe de ieri, și Televiziunea Națională Realitatea Plus a arătat timp de 12 minute faptele. Păi da, acum știm clar că la televiziune ai dat banul contra unui contract să achită. Și televiziunea respectivă, că mie mi se strigă mereu în casă, că televiziunea n-a lăudat. Vezi că a plătit contract, are contract. Ci a arătat faptele, ilegalitățile comise în timpul ultimilor 4 ani. Haideți să revenim puțin și la școală. Sunteți de acord? Da, aveți copii, poate? Da, nu. Da. Eu ce vreau să... Regia să pună pe banda emisiunii numărul de telefon, da? Unde scrie Radiografia Cotidianului SUP, mai bine vă reamintiți, vă reamintiți. Poate cineva vrea să... Sigur că da, cu multă plăcere. Absolut. Sau să confirme, nu știu. Discutăm de... Domnul Chirescu, discutăm de demolarea unor școli, de comasarea unor școli, și aici luăm cele două licee, Liceul Tehnologic Olchim, da? Și Liceul Mecanic 2 din Nord, da? Bun. Măcar la liceul 2, jumătate de acolo, putea să fie lăsat și mecanic 2, funcționa foarte bine și liceul de muzică și arte. Să vedem că regia spune că avem un apel. Alo? Bună seara, domnul director. Bună seara și lui domnul Jeanu Gheorghe. Nu auzi, ne pare rău. În fine, mai... Da, până fac legătura. Da. Nu era, emisiunea nu era, atenție, nu era pregătită să fie interactivă. Interactiv, am înțeles. Da, a venit Ionuț și... Orice lucru și orice emisiune în direct este plăcută chiar și cu lucruri care se întâmplă. Mi s-ar părea mult mai, corect așa, să zic, să intre domnul Gutău și să zică domnul Jeanu, sau să ceară domnul Gutău. Emisiunile mele erau toate interactive cu telefon în direct. La mine nu exista să nu fie telefonul în direct și fiecare intervenea. Dar chiar dacă vrea domnul Jeanu, așa... Aș vrea să scot în evidență următorul lucru. Ați trecut cumva pe lângă liceul Olchim, acum de curând? Nu. Domnul primar Gutău își dorea foarte mult cele 26 de hectare de teren prin schimb cu acest liceu pentru Universitatea Pitești. Te vorbesc de unitatea dezafectată de la Vlădești. Sunt 26 de hectare acolo. Nu i-a reușit tranzacția, dar a distrus liceul. L-a închis. Astăzi sunt bălării, sunt porțile închise, nu se lucrează în aceste clădiri. Vă rog frumos să mergeți să filmați. Unde? La liceul Olchim, tehnologic. Către inspectoratul școlar. Fostul chimic, nu? Fostul chimic. Sunt porțile închise. A reușit să-l închidă, nu i-a reușit tranzacția. S-a închis acum cu COVID-ul, cu pandemia asta, nu? Nu e adevărat. Deci, de 2 ani de zile, liceul este închis și a trimis elevii la alte licee, în ideea să pună la dispoziția universității să cedeze cele 26 de hectare de teren și să le pună la dispoziția primăriei, considerat, și să-i dea clădirea liceului Olchim. Numai că autoritățile naționale s-au cam prins de șmecherie cu terenul ăsta 26 de hectare, cum ar fi, și n-au acceptat tranzacția. Nu i-a dat. Dar care este rezultatul? Am distrus două licee care mergeau foarte bine. Eu m-am ocupat, să știți, găsiți pe adresa de Facebook a Asociației Azi articolele. Să vedeți dotarea de la Liceul Mecanic Harry Coandă din Nord. Ce dotare, profesori, elevi.
e închis. Olchimul este închis. Tranzacția n-a reușit. Olchimul nu ține de primar Gutom. Nu, nu, nu. Tranzacția trebuia să o facă prin cedarea ca Universitatea de la Unitatea Militară Vlădești să mute în acest spațiu, în acest spațiu al liceului. Acolo, la Universitate, ca să spune și asta opiniei publice să o înțeleagă. La Universitatea Pitești, la Vlădești, unde au sediu, la Râmnicu Vâlcea, au o singură facultate cu maxim 15 studenți. Ori noi, de placul terenului, unde se pot face niște afaceri în timp, că doar sunt 26 de hectare. Și aici aleg exemplul ăsta cu exemplul Rodica Ștefănescu, care s-a întâmplat în 2007 când era primar tot dânsul, în care acest teren, această doamnă Rodica Ștefănescu, schizofrenică, ca să vedeți, apropo, de ce nu s-a mai aprobat de către guvern. Și poate și noi am pus o mână de ajutor în această chestiune. Această Rodica Ștefănescu, uitați aici rezultatul, era schizofrenică acută, nu putea sub nicio formă să semneze documente, a adus-o prin city managerul... Scoate, loc regia să scoată banda. A adus, domnul Chirescu, a adus prin city managerul această doamnă bolnavă. Așa, să vadă documentul. A mers, am făcut anchetă, București, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș, pe unde a fost amărât asta bolnavă, da. Verișoară primară cu Liviu Ciulei, i s-au dat în 48 de ore 60... Domnul Chirescu, da. E foarte important ce spun. 60.000 de metri pătrați intra Vilan și Vilan, în compensare acestei femei, care s-au vândut în maxim 6 luni la toți apropiații domnului primar Gutău. Mă uit în cameră. Ce dovezi aveți găsit? Dovezi? Uitați-le aici. Ăsta este dosarul care am curajul să vină domnul primar Gutău să-l discutăm împreună. A fost dosar penal de cercetare penală. Da, ați avut vreodată vreo confruntare? Că bănuiesc că aveți chestii de acest gen. Cum să nu? Am fost chemat pentru acest dosar pentru că, vă dau un singur exemplu, din 60.000 de metri pătrați s-a dat socrilor doctorului Stoica Cuscru, fostul Cuscru al primarului Gutău, a cumpărat de la această femeie cu 20.000, l-a vândut pe platformă cu 500.000 de euro, cei după platformă l-au gajat, teren, atenție, în curtea școlii Spiru Aret, după Șirvei Vodă, aparținând de Pleșoianu, când se dorea desfințarea și liceului tehnologic. Și am aflat de ce. Și a zis, domnule, stop, nu-l poți vinde. Acest teren pe care domnul primar Gutău l-a rupt din trupul școlii din 1700, 2754 de metri pătrați, dat acestei femei care abar n-avea de... Ea era bolnavă, n-avea cine să semneze, s-a girat, e o familie temelie din perioada interbelică care a donat municipiului, donația înseamnă că nu se poate vinde. Ăla rămâne al municipiului, da? Dar există vreun act de donație? Ceva? Sigur că da. Deci noi avem toate documentele, nu discutăm pe vorbe. Mă dădea domnul Gutău în judecată de 1000 de ori până acum, dacă nu dețineam probele. Iar terenul este scos la licitație din curtea școlii, fără acceptul ministrului învățământului, cum legea obligă. Da? Astăzi, acest teren, oamenii ăia și-au luat banii, nu i-a interesat terenul, 1.160.000 l-a angajat la Exi Bank Râmnicu Vâlcea. Cam cu asta s-a ocupat domnul Gutău și din 2007-2008. Cu asta, ceea ce vă spun, oricând avem dovezi. Nu discutăm pe vorbe, domnule Chirescu. Dar nu vreau nici să-l văd fată mare când vine în fața noastră și încearcă să ne spună. Numai că DNA-ul Pitești, unde și noi am fost chemați... Rog regia să afișeze numărul de telefon unde domnul primar Gutău, dacă... Să intre cu mine în direct, dacă... Am... Și ne vedeți în direct, poate nu vă uitați, dar poate. Știu eu, ați venit și aseară. Bine ar fi să ne contactați, să... Asta avem și opinia dumneavoastră. Vedem, acest domn vorbește adevărul sau are ceva cu dumneavoastră personal? Personal nu am absolut nimic, am o problemă. Am înțeles că domnul Băureci vrea să intre în direct. Da. Să-l auzim. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Urmăresc de puțin timp emisiunea, din păcate...
și aș vrea să fac câteva observații. În 2016 eram directorul Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Pleșoianu. Am aflat cu uimire că Gutău, iresponsabilul Gutău, a făcut niște afirmații pe la televiziuni și în general în mass media legate de școala noastră. Printre altele, a spus că noi în Strada Morilor avem niște dughene și că școala pur și simplu trebuie desființată. Bun, nu s-a bazat pe nimica. Nu a cunoscut realitatea din școala noastră și astăzi vedem că Gutău construiește un bloc, vecinul Gutău construiește un bloc chiar gard în gard cu școala noastră. Las deoparte jignirile pe care ni le-a adus și un imens rău pe care ni l-a făcut. Fără să răspundă în fața nimănui, fără să dea nicio explicație, fără să dovedească minim bun simț. Pe de altă parte, vreau să confirm că ceea ce spune domnul Jeanu, invitatul emisiunii dumneavoastră, referitor la terenul de 2700 de metri pătrați, aparținând școlii Spiru Haret, fosta școală numărul 3, este corect. Acel teren a fost furat, rețineți, furat. Ce dovezi aveți? Ce dovadă avem? Avem multiple dovezi. În primul rând, legea educației naționale. Trebuie să aveți dovezi în primul rând, nu aș vrea. Exact, asta ascultați că vă spun ce dovezi avem. În 2007, legea educației naționale prevedea că schimbarea destinației unui teren sau unei clădiri aparținând școlilor se făcea numai cu acceptul ministrului și cu hotărâre de guvern. Gutău a dat acea suprafață de 2700 de metri pătrați în 4 zile acelei doamne Dumitrescu. Acesta, numai puțin, domnul profesor. Aceasta este dovada. Terenul așurat este terenul furat din curtea școlii donat de familia Temelie. Iertați-mă. Aceasta este una... Scoate... Aceasta este una din... Banda. Deci, domnul Chirescu, asta este una din dovezi. Cel așurat este terenul de 2754 preluat de socrii de la doamna Ștefănescu, de socrii domnului doctor Stoica, cuscru domnului Gutău și vândut mai departe la cei ce v-am spus cu 500.000 de euro. Foarte rapid, într-o lună de zile. În afară de această dovadă pe care o vedeți, această schiță originală, uitați-vă, ștampilele sunt originale, avem documentele de transfer a acestui teren. Și vă mai spun un lucru, în monitorul oficial din 2008 pe care eu îl am, nu este scăzut această suprafață din trupul școlii, atenție, dat guvernului României. Iată, puteți să... Vă rog, domn profesor. Bun, vreau să fac o remarcă. Schița arătată de domnul Jeanu este cuprinsă în protocolul încheiat în anul 2000 între școala Spiru Haret și primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, în baza ordonanței 30 din 2000. Bun. Deci, cum și-a permis Gutău și gașcaia din primărie să dea acel teren acelei doamne bolnave de schizofrenie când terenul, când îi trebuia hotărâre de guvern? Vreau să fac următoarea remarcă. În legea 1 pe 2011, noua legea educației, se prevede foarte clar. Deci, îmi cer scuze. A fost o întrerupere. În legea 1 pe 2011, noua lege a educației naționale, se precizează așa că dacă un teren a fost înstrăinat unei școli fără
respectarea legislației în vigoare, terenul devine de drept școlii. Și aici adresez tuturor factorilor, inspectoratului școlar, Ministerul Educației, DNA-ului, poliției, să întreprindă toate demersurile pentru ca acest teren să revină acestei școli. Nu are ce căuta până intermediar și până biroul notarial al Cutău la acei indivizi, practic acum fiind scos la vânzare de către o bancă care a fost de acord să acorde un credit unei societăți comerciale vâlcene apropiate de Cutău ca girând acest teren. Vreau să vă mai spun, eu pe Facebook am început un serial așa cu ceea ce am trăit ca director timp de 20 de ani în paralel cu perioada în care Cutău a fost primar. O să vedeți limbajul folosit, o să vedeți lipsa clasă de educație, o să vedeți modul în care Cutău se comporta cu noi ca și cum noi am fi fost ultimii umili slujbași de care el dispune după placul lui și voia lui. Auziți, domnul Băureci, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, dar nemai fiind foarte mult timp în emisiune, aș vrea să lăsăm și pe altcineva să intre în direct. Da, corect. Mulțumesc pentru atenție, emisiune frumoasă în continuare. Cu siguranță că vom mai face emisiuni dacă cineva cu contraargumente poate să intervină. Ar face foarte bine. Vă mulțumim foarte mult, domnul Băureci. Pe finalul emisiunii mă opresc aici cu cazul ăsta. Poate mai avem ocazia și când doriți. Cu siguranță că... Dar aș vrea să discut și de alegeri. La ceea ce spuneți dumneavoastră, da. Și chiar îl invit pe această cale. Aș vrea să fac următoarea precizare. Nu fac campanie electorală, nimănui să nu înțeleagă greșit. De aceste cazuri ne ocupăm de 12 ani de zile, nu de ieri de astăzi. Chiar și când lucram la Etalon, am arătat multe din abuzurile făcute de primarul Cutău. Dar m-aș întoarce puțin pentru 27 septembrie. Ce ne așteaptă? Ce candidații avem? Ce doresc pentru orașul nostru? Dacă mă întrebați pe mine, domnul Chierescu, eu îmi doresc cu adevărat să am o administrație locală să fie cu fața la cetățean. Nu îmi mai doresc, pentru că am cerut explicații și eu și cetățenii, nu te poți îmbogăți din funcția de primar, numai dacă nu lucrezi cinstit. Avem nevoie de un consiliu local cu adevărat independent total de primar, indiferent cine va fi primar. Nu mă interesează persoana. Ceea ce se întâmplă astăzi, regia, rog să pună număr de telefon. Este regretabil, este regretabil că avem un consiliu local slugarnic care votează la comanda primarului și la interesele domniei sale. N-aș vrea să mai scot în evidență că în acest mandat, de asta și spun, avem nevoie de o schimbare totală, eu o spun ca un cetățean responsabil acestui municipiu. Avem nevoie de o schimbare totală a unei administrații, să o simt că este pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru domnul Constantinescu și pentru vâlceni. Oamenii trebuie să cunoască și aceste dedesubturi pe care nu le știu. Nu este posibil și cum să nu te iriți când una din vilele domnului Cutău, prin fiul dânsului, sunt vândute prin, la Adiapa. Da? Se mai spune în caz că doamna Rodica, nu știu, vrea să intre în direct, să auzi ce părere și domnia sa. Alo, să rămână, bună ziua! Bună ziua! Dar vorbesc puțin mai târziu, că am văzut că ne taie... Bună seara, domnilor, vă mulțumesc pentru emisiune. Domnul Jeanu, aveam o problemă de rezolvat de mult. Bine, ale noastre cu... Să vă cer o părere așa cu o taxă de succesiune. Dar altă dată, unde putem găsi? Să lăsați numărul de telefon în regie și vă sun eu, stimată doamnă. A, bine, dar să vă spun altă problemă. Totuși vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați. Și eu sunt o femeie în vârstă. Dumneavoastră aveți dreptate pe o parte, dar nu trebuie să intre cineva tânăr primar, pentru că cala nu rezolvă pe nimeni.
Eu, de bătrâni își bate joc, cum spunea într-o seară un domn, dar mă gândesc într-un fel, îmi cer scuze dacă greșesc, poate nu mă pricep eu. Totuși, domnul Mircea Gutău, domnul primar, mi s-a părut un om respectos, cu o vorbă blândă, scuzați-mă, așa am văzut noi bătrânii. Nu ne-a rezolvat cu ceva că nu s-a putut, dar noi îi mulțumim, dar a avut respect de public și aveți dreptate. Dar ne gândim, oamenii ăștia care se răzbună, de ce n-au făcut-o până acum, ce o fac acum? Mulțumim și Doamne ajută, sănătate! Vă mulțumim foarte mult! Deci asta vreau să vă spun și cu asta închei. Faptul că avem nevoie de o administrație, indiferent cine va fi, dar să avem o administrație curată. Nu mai putem accepta ca funcția să mi-o folosesc, să-mi dau avize, să distrug un sit arheologic pentru propria familie. Punctele astea s-au cam terminat. Reprezentați și societatea civilă. Exact. Domnul Gutău, din cât se știe, este iubit de cetățeni, de Vâlcea. Care credeți că este... Dom'le, e dreptul fiecăruia să... N-ar putea fi atât de iubit dacă cetățenii nu l-ar acum, simți cu fața către... Acum nu trebuie să generalizăm. Și eu vă mai spun un lucru. Se vede la vot, domnul Jean. Exact. Vă mai spun adică un lucru. Dumnealui a luat votul. Și vă spun o chestie, deci dumnealui este foarte sigur de acest... E problema dânsului. Da? Deci dumnealui trebuia să vină... Eram eu președinte la un partid, PND se numea, și trebuia să vină dumnealui. Și discuția avută între șeful de partid și domnul Cutău, dați-mi mie organizația locală Vâlcea și eu vă câștig primăria. Deci eu de atunci știam, puteți de unde atâta? Și întrebarea mea. Și acum văd că într-adevăr panseluțele, frate, arată orașul bine. Eu l-am apreciat până să aflu și eu. Domnul Chiresu, dar nu este suficient ca orașul să arată cu borduri, cu asfalt, cu asta. Problema noastră este următoarea. Observați orașul aglomerat? Mai observați orașul cu viața care a avut-o? Acum nu mai, că e cu distanțare socială. Bun. Avut grijă alții mai... Eu vorbesc că economia a scăzut aproape de jumătate. Nu mai avem activități. Asta nu e treaba primarului, până la urmă. Poftiți? Cu economia. Nu. Treaba primarului este să creeze posibilități de a veni investitori. Asta este treaba primarului. Păi că da, ne venit, place, că nu ne place. Poftiți? Au mai venit. Care sunt aia? Dați-mi un nume. Păi aici, lângă noi, peste... Lăsați-i pe ăștia, că ăștia-s veniți de mult și au angajat. Iar da. Altă chestie ce am observat-o, că în partea de nord a județului am prieteni care... aceeași firmă, știți că este și în, da. Și în Sibiu. Da. Și zice, merg acolo pentru că acolo este mai bine plătit. Deci iată că firma care a venit aici, da, are tarifele, sau să zic așa, salariile, remunerațiile mai mici decât apropo de Sibiu. Sibiu. La Sibiu avem cartierul Vâlcea format din 35.000 de suflete râmnicene. Și vâlcene. Și din județ. Știați lucrul ăsta? Asta zic că știam că se pleacă acolo. Păi da, pentru că există posibilitatea. Și eu mai dau un exemplu pe final și am terminat. Cine va lua primăria cei aproape 60 de milioane de euro care este datorie publică, noi dacă aveam o economie stabilă, trăiam din taxe impozite, da? Și nu apelam la credite. Pentru ce am luat atâtea credite? Pentru ce? Arătați-mi sunt justificări, o dezvoltare. Sunt justificări, creditele și... Dezvoltare. Pentru că banii ăștia trebuie să-i dăm noi înapoi, nu-i dăm Mircea Gutău. Acum tot ce face în oraș, face pe datorie. Pentru că cineva l-a întrebat și m-ați întrerupt atunci când v-a spus cu biocidul, e vorba și de blocuri, să fie igienizare peste tot, ca și este corect, dar trebuie să respectăm o lege. A spus că nu mai are bani. Păi iertați-mă, cum adică nu mai ai bani? Dacă am început campania, bănuiesc că trebuie bani băgați și pe campanie, nu? A, posibil. Posibil. nu știm ca adevăratele motive care motive sunt. Problema care noastră sunt, este următoarea. Este clar că ne apropiem de finalul emisiei. Un cuvânt mai am avem de spus. Un telefon în direct. Da, sigur. Adică... Sigur că da. Da. Nu, nu mai avem, nu? Nu. Deci, domnul Chiresu, vrem cer telefon în direct, dacă deci, mai sunt 2 minute și... Deci cu asta eu închei și am terminat și încă o dată mulțumesc și atât dumneavoastră cât televiziune că... Cu siguranță că volumul hârtiilor dumneavoastră de acolo avem, deci nu-ți este povești. Mult prea mare pentru a fi dezbătut sigur, într-o emisiune. Nu le-am dezbătut eu în cadrul a zeci de emisiuni și nu le-am finalizat.
Dar dumneavoastră nu sunteți de acord să terminăm o dată cu penalii în funcții publice? Dumneavoastră nu sunteți de acord? Nu mă mai... Haideți să vă spun de ce sunt eu supărat pe chestia asta. Eu sunt medic veterinar și atenție, nu pot să lucrez la statul român, da? Da. Meseria mea de medic veterinar. Pentru că am avut o condamnare pe rutier. În schimb, văd ca... Și de-aia o să candidez și eu. Bă, măcar dacă nu pot ca medic veterinar să candidez și eu. Nu accept, domnul Chirescu, iertați-mă, nu accept. Ca să câștig și eu bine. Deci nu accept ca cineva să administreze orașul când mi-a luat din punga mea 100 de mii de euro și a fost condamnat pentru treaba asta, da? Și te plângi de copii, că îți pare rău de copii, dar tu ai păcălit pe copii. Ai adus jocuri cu nașul tău din Bulgaria, le-a luat ăla pe firmă și pe urmă tu le-ai cumpărat de 5-6 ori prețul mai mare. Și tu îmi spui mie acum că vrei primar din nou. Cum adică? De ce oare? Îl cere publicul. Nu. Eu așa simt, vă spun sincer. Eu am stat de vorbă cu oamenii, îl vorbă, domnul... Bune. Da, uitați, arată orașul bine, eu... Da, da. Pentru mine nu este suficient. Da. Pentru mine ca cetățean și încă o dată repet, să nu se înțeleagă, încă o dată nu avem nimic personal cu domnia sa, nu fac campanie nimănui, dar eu ca cetățean nu mă admit să fiu condus de infractori. Vă mulțumesc. Da, nemulțumirea mea pe tema asta este tocmai ce spuneam, că nu pot să practic medicina veterinară dacă am condamnare la statul român în direcția sanitară veterinară. Și alții pot, da? Dacă am, însă pot să conduc. Și atenție, deci dacă eu făceam pe malpraxis, da? Deci, domne, ai practicat, ți-am luat dreptul, dar nu mai ai dreptul, frate, să mai practici, da? E, nu, am făcut un accident în care și acolo, mă rog, a câștigat cine trebuie, nu cine, nu adevărul, dar știți cum e, justiția e bună când dă în adversari, nu e bună când dă în noi. Asta este și justiția cu alei bune și rele. Dreptate aici, că trebuie să ne curățim dar, de acest dar, lucru. Dar aici sunt de acord cu dumneavoastră. Adică eu nu indiferent am voie să practic de bun meseria. Domne, indiferent... Deci un portar, dacă se duce portar la fabrică. Da. Nu are voie, domne, dacă are condamnare. Indiferent cât de bun ai fi administrator, ai călcat pe bec de două ori, CEDO să fim de acord. Nu, păi nu, poate a dat nu ai șters. Poftim? Poate a dat prezidiu și înapoi. Ia, gata, mă, lasă. S-a întâmplat, mai greșești omul. Da, așa este. Păi ce da. Emisiunea asta mă obligă să dau invitația publică și dreptul la replică domnului Mircea Gutău. Am vrut să facem o radiografie a cotidianului. M-a luat și pe surprindere volumul de hârtii pe care îl are domnul Jianu. Și aș vrea public să ne înțelegem ca domnul Gutău să vină în emisiune și chiar aș vrea să am o dezbatere cu domnia sa față în față. Cel mai corect ar fi, poate facem o extra emisiune. Să-mi dați posibilitatea pentru care obiceiul de a jigni în direct și nu o face prima dată. Fiecare este responsabil pentru ceea ce face. Eu îmi fac datoria să-l invit. Să am posibilitatea să pot interveni deci, dacă va fi cazul. Da, deci nu. Personal n-am avut, ne-am mai întâlnit pe aici, ne-am mai salutat, ne-am vorbit, deci nu. Deci, domnule Mircea Gutău, sunteți așteptat în studioul televiziunii Etalon pentru a da replică domnului Jianu, pentru a-i răspunde la... Da. Dacă tot este primarul tuturor, poate acceptă să facă cu mine în direct o emisiune. Eu sunt convins cu datele că... pe masă. Dacă este de acord... Da. Eu zic că cetățenii pot să decidă cel mai bine ce trebuie făcut. Așa este. Vă mulțumesc de un suflet, domnul Jianu, pentru prezența noastră în studio. Și eu vă mulțumesc. Cu siguranță vor mai fi emisiuni, că... numărul de telefoane, deși n-a fost o emisiune care să facem direct cu telespectatorii, de aceea au fost câteva bâlbe, un pic pe acolo. Nu are nimic, este o emisiune da, direct, da. Așa se întâmplă. Dar clar că acum, în perioada asta febrilă de campanie electorală, pre-campanie, că nu mai înțeleg, pre-campanie ai voie să pui banner, în campanie nu mai voie. Deci acum mă simt ca în campanie. Deci chiar eu știu o cămilă pe aici, pe la noi, pe la perioada asta. Nu, în fine. Numai. Deci acestea sunt dorințele mele, acestea sunt dovezile, domnul Gutău, vă așteptăm cu mare drag. Stimați telespectatori, în speranța că v-a plăcut această emisiune, această radiografiere care a devenit o radiografiere a domnului Gutău. Păi nu, dacă nu era, iertați-mă, nu insistam și vă mulțumesc că ați acceptat totuși,
am văzut emisiunea de aseară și am zis, bă, frate, stai puțin, dar haide să vedem și punctele mai slabe. Păi să înțeleg că v-ați simțit jignit când a zis că dacă ai barbă nu înseamnă că ești deștept? Sau? Da, dar eu am o vorbă. Nu, păi nu zic. Da, v-ați simțit numai de asta, că nu știam la cine se referă. Nu știu, poate a generalizat. Poate a generalizat, domnul Chirescu, dar eu am o vorbă. Decât un inginer prost, mai bine un muncitor deștept. Iertați-mă. Nu asta este problema. Dânsul are subtilitatea de a jigni. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Inclusiv părintele Burluș a fost înjurat, batjocorit la telefon și amenințat cu bătaia de domnia sa. Dacă nu știți, aflați acum. Da, întrebați-l pe părintele Burluș să vedeți și acest lucru. Cum l-a amenințat că dacă îl prinde omul, duhovnicul care a stat în pușcărie în genunchi s-a rugat pentru el. Despre asta e vorba. Deci nu m-am simțit oarecum în emisiunea de ieri că trăiesc într-un cult al personalității, ceea ce nu mai avem nevoie. Și pe mine, dacă îmi găsește ceva defecte, critică-mă, frate, dar să fie obiectiv acea critică. Nu mă deranjează. Da. Încă o dată vă mulțumesc. Eu unul vă spun sincer, am rămas uimit și de volumul dovezilor și da, se mai vorbește pe la colțuri, se mai, dar așa cu actele pe masă. N-am lucrat, domnul Chirescu, niciodată, am 30 de ani de când lucrez în presă, cu întreruperi, cu asta. N-am avut un proces în instanță. Atenție, o singură amenințare cu CNA-ul a fost a domnului fost prefect Ungureanu, care n-a avut câștig de cauză. Deci nu lucrez... Sperăm să n-avem și noi nici de probleme deci cu CNA-ul. Nu lucrez decât cu acte și asta m-a ferit de belele. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Regia deja în fierbe acolo că trebuie să facem finalul. Rămas bun, stimați Vâlce. Rămas bun și nu uitați să fiți... fericiți, că se pare că nu prea vrea cineva să fie fericiți. Da.